Ia, căzut ăsta, Nicu, bă. Bă. Oh. Stai repede. Doamne, a dispărut într-o dată. Ia vezi, mă. Zici, ai pățit. Ia vezi, picior, mâini. Salutare tuturor și bine ați dat click. Hai, înainte să vă prezint ATV-urile, să vă prezint băieții. Suntem aici cu Andrei. Salut, Andrei. Salut, Sergiu. Suntem cu Narci, ăsta Claudiu, știe toată lumea. El este potopul. Și un alt Andrei, ZKK, să trăiți. Uitați și voi ce intră frumos, ce ploaie. Stai așa să iau cadrul ăsta cu tine și să nu spunem nimic. Vedeți ce frumos aude? Bine, e frumos și băiatul ăsta. Mergem să băgăm ceva la Bușeu. Am auzit că s-a deschis ceva cu niște mici superi pe aici, pe zonă. Și până atunci, până ajungem la mici, hai să vă arăt un cadru cu niște băieței care au vrut să apară pe YouTube. Let's go! Și ne-am mai teleportat într-un loc de acolo de la mici ca să facem cunoștință cu băieții. Numele tău? Andrei. Numele meu, Migna. Numele meu, Rareș. Ca pe Rareș. Denis. Meu, Cosmin. Ok, și voi toți ați dat subscribe, bănuiesc. Da. Vă mulțumesc tare mult. Haideți mai departe. Și el a vrut să apară pe YouTube. Hai încă un cadru în care se dă Andrei cu Andrei. Let's go! Bambă, mă arăt o cursă între două 450 CS-uri. Hai să vedem. Și-a plecat. Gata, ochiul sunt limitat. Bravo, ZK! Ce înseamnă evacuare, bă, frate, mă, bine, mă, bine de tot, bine, bine. Ia uite-și, bă, că l-auzi, bă, stai, mă. De unde ești? Hai, tată, la următorul cadru, tată! Sunt fleașcă, fraților, am stat aici că se oprește ploaia și nu se oprește, e din ce în ce mai rău, din păcate. Și sunt parcat și foarte prost. Vedem cum ies de aici. Hai, Georgiana, nu mă face de râs. Nu mă face de râs, Georgiana. Ho, Georgiana, ho, ho, Georginica, ho! Ho, ho. Termină-te, că dau un tine pe vlog și ți-am promis că nu te mai lovesc. Hai să vedem cum intră downhill assist. Ia uite-l. Oh. N-am nici scut, am emoții. Ploaie. Unde mă-i mă, Zeca? Mă dreaptă pe acolo, ușor. A ce ușor, mă, ăsta-i primul vlog cu PPF-ul pus, fraților. Pot să iau toate crăcile de pe lume. Am rezolvat și stopul de pe spate, îl mai am pe acesta de pe față. Să știți că nu am filmat nimic pentru că, fiind prima operațiune, să spunem așa, ne-a luat ceva timp. M-a ajutat Claudiu de l-am pus. Și Zeca taia cu cutter-ul. Niște bandă izolieră. Atunci când vom face pe față, să știți că o să filmez, pentru că acum am prins șmecheria, știu cum se rezolvă. Stați pe clip pentru că mai încolo vă arăt cum a ieșit, cum a ieșit lucrarea. Ce aveam, muci? Vădă-mă drumul de aici că n-am mânuși de un tine. Aulău! Ia vezi, mă, mucați și curată. N-am cu ce este înțelegi pe pădure. Și este nemaipomenit că avem tratament ceramic pe ATV. Ați observat cum stau picăturile, dacă accelerez acum ar trebui să plece. Așa puțin, hai că trebuie viteză. Despre ce vorbim? Sunt floarcă! Mi-e o leacă curent. Ia uite tratamentul ceramic, cum pleacă. O să vă arăt încă o dată ce am mai pus la ATV. După cum am zis, mergem și noi să mâncăm niște mici. Noi sperăm să îi aibă mari, dar n-are nimic. Vorba aia, nu mai ridicăm pretenții pe vremurile astea. Mamă, cum intră picăturile astea în mine, domnie zăule. Ia uite, bă, câtă pisică, domne. Georgiana, am mers pe un drum, am făcut overlanding, să zic așa, până aici. Și n-am filmat, că a zis și Zeca și Claudiu, au zis că, bă, nu e mare lucru pe aici, e doar așa de mers. Și am zis, ok. Și fiind drum întins, m-am dat la ATV. Hai să spunem că am rămas în limite, dar mi-a plăcut mult de tot, deci se comportă excelent. Am întărit suspensia, mai ales pe cea de pe spate și urmează să mai cobor puțin ATV-ul. Aia zic. Și se simte altfel, știți din vlogurile anterioare că vă spuneam că e prea barcă și că o să interes suspensia. Că nu este bine să faci mai spre extrem cum facem noi cu suspensia atât de moale. Mai că mi-e frică să nu fie vreun hău de la mare. Bă, și trage bine, mă, frate, trage bine rău de tot ATV-ul ăsta, pe cuvântul meu. Ia uite-l, tatăl! Și gata, a intrat limita. Ce doare! O rezistăm, mă, pentru vlogul rezistăm. Hai, Georgiana, dai! Dai, Georgiana! Bine, Georgiana! 65! Hai cu 6! Aia zic! Wow, be careful! Wow! S-a sărit! Wow! Hai că îi păstrez o leacă distanța până pun plasa aia la radiator.
Mamă, mamă, fraților, ce e pe aici? Bă, hai Claudiu! Claudiu! Hai să-l așteptăm pe Claudel, mă. Hai să ne întrebăm dacă e vreo problemă. Hai până vine Claudiu să vă arăt repede așa stopul ăsta, deși eu să vă mai arăt. Ia uite, mă. Ia vedeți, mă, lucrarea asta fină, mânca. Ma, ha, 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 bine, bravo, Goguci, bine. Nu, nu mai e nimic. Stai așa, vezi că pun mâna pe ploapă, pe așa, și acum mișcă ochiul. Păi deschide ochiul, frate. Nu mai e, ți-a ieșit. Ia uite, mă, ia uite, mă, ia uite, mă, cum trage, mă, că de-abia așa s-o delimitești, să-i dau toate stage-urile posibile. Îi pun 3 stage-uri, una peste alta. Îi pun 6 mape. Că nu mai, pe la cât am înjurat cu limitarea asta, nu e normal. Sărim! Wow! Să pierde, sărim! Oh, 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 oh. Oh, Georgiana, oh! Ia să vedem ce mâncăm. Ha, ia uite, mă, ceramicul ăsta, bă, uite ceramicul, uitați-vă cum curge apa, ia uite, ia uite, ia uite, vedeți? Ia uite, ia uite. Mulțumim, SN92, bravo băieți, ca întotdeauna, formidabil, vedem ce mai facem, hai să vedem ce este înăuntru. By the way, hai să și vă arăt că așa v-am obișnuit, avem un CF Moto X10 2000, foarte nervos, cam cel mai top de pe piață, dar tăcesc în gură, ploaie, ploaie, mamă, uitați-vă cum sunt. Avem, ăsta e ATV-ul lui Andrei, nu? 450S, avem un Scrambler 2000 cu drași pe el, avem gas-gas de 300 care este enduro, nu este cross, avem ZK-ul 450S și mai avem un Yazoo de 2.6 benzină. Băi, nu credeți că e prea târziu, mă, să intrăm aici să ne ascundem de ploaie? Zic și una. Ce facem? Să înțeleg că n-avem mici, n-avem nici, nu? Hai să facem un ping-pong. Revenim. Shine like a diamond in the sky. Am terminat așa zici mici, dar nu am băut nimic, n-am mâncat mici, n-am făcut mai nimic, un sandwich. Avem aici și băieți care la fel mă urmăresc. Hai să vedem numele vostru. Rareș? Tot Rareș? Sebi? Bogdan? Răzvan, foarte bine, mulțumesc mult că vă uitați la mine, porniți notificările, urmează vlogul astăzi, let's go, po, pro, ciao! Hop, așa, haideți să pornim pe Georgiana, n-am mai mâncat mici, este om în vacanță, auziți, la mare, el frumos la soare, noi la ploaie și mergem, nu știm unde mergem, că vă dați seama, s-a făcut praf peste tot, nu știm exact care e planul, mi s-a făcut frig, adică foarte frig, vreau să spun, e destul de jale, să știți, e curent, așa, ia uite ăsta, scrambler ăsta ce late, îmi cer eu scuze, băi, fratele meu, băi, am ajuns la pădure, haideți să vedem ce e pe aici, ah, ce m-a zgâriat, aoleu, stați așa, stați așa, stați așa, campini în mână, ia uite-i, bă, ia uite-i, bă, bă, ia uite ce e pe aici. Oh, oh, Georgiana, oh. Mamă, ce trage, frate, abia așa se schimbă evacuarea, băi. Și să-i pun distanțiere, simt nevoia de distanțiere. Wow, 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 be careful, mi-arată ceva. Ah, ciotul ăsta. Aoleu, aoleu. Pleacă de aici, pleacă de aici. Pleacă de aici. Aveți grijă acolo. Ia uite ce mi-a dat sângele, bă, de la ăla. Bă, ce m-am umplut de mărăcini în mână, bă, frate, i-am șac. Și în deget. O să mă opresc puțin mai în față. Bă, uitați-vă, oleacă, cum e hill assist-ul ăsta. Downhill assist, de fapt. Ia uite. Uite câtă blană e. Ho, Georgiana, ho. Ho, Georgiana, că e ud, e ca naiba. Ia, mă, care m-a înțepat, mă? Care m-a înțepat, mă? Nu, de aici. Ți-e nu-ți rușine să intre așa în mine. Uite, și ăsta m-a înțepat, dar ce să-i fac? Ce să fac? Spuneți-mi voi. Wow, wow, wow. Toți dracii pe Georgiana, băi. Ia uite, bă, ce sare, bă, frate. Bă, o să o fac praf, săraca Georgiana. V-am povestit că mi-am scos o căpușă din degetul ăsta mare, de la piciorul stâng. Aveam bartai căpușa. Nu m-am mai zis. A, nu știi pe aici? Atunci pe aici. Hai să vedem ce e pe aici. Câtă blană se simte cu noul setup la suspensie. A plecat, a plecat. A plecat. A plecat. I love it. I love it. Wow. Wow. Mam. Oh my god. Mamă, ce drapează, băi! Georgiana! Oh! 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 Ah!
Hai, Georgiana, hai, hai, Georgiana, hai. Hai, Georgiana. Wow, wow, wow. Wow, wow, bidonașul meu de apă, băi, nu se poate, mă, nu, nu. Mi-e și mie sete, mi-e ăla. Ce credeam că nu sară la ce-am făcut acum? Anca e bună. Hai, Georgiana. Oh. Oh. Ce-mi place, bă. Are putere, tată. Deci suspensia este un step up destul de mare față de modelul precedent. Wow, wow, be careful. Ia uite-l, mă, ia, ia. Ia uite-l, mă. Ce trage, bă! Chiar se simte un upgrade destul de mare, serios, la suspensie. Bă, da, unde suntem, frate? Ce înseamnă asta? Cum am ieșit într-o pădure, știi ce zic? Oricum, eu nu trebuie ceva extrem acum, fiind limitat, dar v-am zis să-l tot testez, bă, și să simte bine. Știți că Gucci nu minte, frate, chiar să simte bine ATV-ul ăsta, în comparație cu ce aveam, comparație cu 1000R. O să vină pe canal, vă dați seama, găsim noi o modalitate să comparăm. Da, mai avem aici un băiat, spune cum te cheamă? Alex. Alex, uitați încă un băiețel care mă urmărește, ai pornit notificările? Da. Ok, urmează vlog. Ciao! Aparent am găsit o urcare, haide băieții. Urcăm pe 4x4 și pe H și a plecat. Mă concentrez. Oh. Ce vorbești, mă, o mănâncă pe pâine. Tot pe H. Nu dau un el, că nu-mi place, că e limitat și în el și nu-mi place cum se simte. Wow, ce sunt, mă, crăcile astea, mă! Mamă, mamă! Aoleu, distanțierele mele, unde sunt? Unde sunt? Auci! Aoleu! M-au omorât, efectiv. Bă, aici e de el, mă, frate. Repede, așa. Aveți grijă, băieții. Aoleu. Mamă, noroc că am pus suspensie. Noroc că am pus suspensie. Aoleu. N-am nici LED, bar. N-am nimic. Aoleu. Uitați, asta e tot ce poate, ne. Nu vreau mai mult, 23 la oră. Ori chiar dacă apăs pe override, degeaba. Nu ne ascultă, frate, mucirul asta pe jos. Vă repet de fiecare dată, ce vedeți voi pe cameră n-are legătură cu ce se află în realitate. Bine, nu că o fi vreun monstru asta, dar ați văzut acolo. Mi-au stat roțile în aer pentru că ATV-ul meu nu este deloc coborât. Aș vrea să mai cobor, gen neapărat. Aude. Hai să vedem dacă atingem aici. Apare nu. Hai să vedem. Eulă. Eulă. Uite, bă, n-ai mișit, s-a ridicat, bă. S-a ridicat aici, trebuie să-i dau o leacă mai tare. Trebuie să stai nițel aici. Ia, vezi, poți să stai? Că-i dau ușor. Nu e bine. Sunt pline de mult, dar nu mai am adenet. Nu mă bag. E... intră limitarea, frate. N-am ce să-i fac, efectiv, că de-aia nu-mi urcă. Eu adinea urc cu tine aici, eram aproape blană. Nu vrea, e super riscant. Îmi bag picioarele, nu urc. V-am zis, fraților, niciodată de show-off. Simți că nu urcă, nu e ce trebuie, pa. Mulțumesc, domnule, de ajutor, sunteți un scump. Mulțumesc. Nu urcă, frate, e limitat. Uite, mă, de ce nu urcă pe lângă faptul că e limitat? Îi dau blană, bă, duceți-vă, faceți-vă de cap și vă aștept aici, nu e problemă. Sunt urci? Sunt? Opa, ce să-i fac dacă e limitat? Nu vrea, a văzut, zici că se rupe în două. Doamne, abia așa să-l delimitez. Da, ia uite, de mult cred că vă dorea să vedeți asta pe anvelope, da? Ia uite, cerem noi scuze, iar mama lor de ploi. Hai, revenim. Bum, hai să vedem cum plecăm de aici, nu o să-i mai dau el pentru că limitare, urâtă, rău de tot. Și acum ne întoarcem. Hai să vedem. Am anvelopele făcute praf, ia uite, știu. Mamă, ce mi-a dat în cap, frate. Așa, mai scapă leacă de lămurul ăsta după. Mamă, ce e cu el, săracu, bă. O ia. Uitați-vă și voi. Ce-ați făcut? Ah, bine, bă, meu.
Emoții ca la mama acasă. Aoleu, casca mea. Praf am făcut, omul, nu mai e nimic, băia, mă. Mai Georgiana! Be careful. Și aici? Și aici o urcare. Bă, ce l-am umplut de nămol, bă, frate, bă. Cam mult, băi, frate, bă, cum zice, 10. Lăsați în comentarii dacă vreți să-l aducem pe Teo 10 pe off-road. Că și lui i-am propus ceva, dar să văd eu că vreți. El e doar 2x4. Că nu-i merge 4x4 momentan. E ok, auzi, pa. Mamă, de-abia așa să-l delimizez. Știu că am spus asta de 1 miliard de ori, dar nu mai am răbdare, credeți-mă. Ia, vezi, mă, am sepi în palmă, bă. Iară vine ploaia. Iară vine ploaia, hai să mă mai șterg golea. Vine ploaia. Nu mai vreau ploaie, ei. Aoleu, ce-i dă? Să vezi ce pățim acum, frate. Țepi, nu-i așa? Au! Praf, mi-am cu casca. Praf! Ce caut, doamne, aici? N-am nici scut, n-am distanțiere. Ce caut pe off-road? Am zis și astăzi că ieșim așa mai pe overlanding, hai să mai testez și o leacă, hai pe nisip, hai pe ăla, niciun caz, nu mai gândit că face ce facem azi. Îmi luam ghete, îmi luam puii mei echipamentul, că te omoară astea în tricou. Aute, una, câte una, câte una, câte una. Dă-i mă drum, mă, da aici, mă, mi-a strâmbat oglinda, mă. Hai să aprinde și noi lumile. Ia uite. La modul serios, să nu ieșiți așa, fraților, că știți cum sunt varză, să zgâria pe mâini, pe piept, pe peste tot. Se luar că n-am un loc unde să zic și eu că, bă, sunt uscat aici. După cum vedeți, avem 200... cât sunt, mă? 208 km făcuți din 250 pentru prima revizie. Suntem acolo, nu mai avem mult. Wow! Ce sunt, doamne, hăurile astea, bă? Deci mă ustură mâinile, mă ustură picioarele, că sunt tăiat de la cioatele astea, de la pinii ăștia. Spin, ce pin, ce sunt ăștia? Wow, 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 be careful. Aia zic, aia zic. Hai că și așa mi-era sete. Iar m-a tăiat pe picior. Era mama lor de pin, spin. Cuțâte pe ofru, ce sunt ăsta? Mamă, nu mai încol să duce ești nebun. Mamă, mamă, ce ploaie a venit, bă! Mai vedeți, fraților, ceva? Sper că da! Vai de mine ce e aici, bă! Mie toată lumea în spate, întotdeauna să verificați. Ia uitați aici, ia uitați aici! Ce curge, tată! Da, un hilosis. Bine ai venit în viața mea! Hai să vă mai ștergă gogucii odată. El. Trebuie să mă mișc în continuu cu capul pentru că mi-a plouat pe ochelari. Vai de mine ce e aici. Uăleu, tată. Mamă, cât abrupt e și ce nămolul naiba e. Ia uite-l, bă, ia uite-l, bă, ia uite-l, bă. Stai ușor, Georgiana. Georgiana, stai ușor, mâncați-aș cura ta, Georgiana, că dacă m-ai băgat în Ravena asta. Georgiana, ho, ho, ho. Ho, Georgiana, ho, 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 ho. Nu. Extraordinar, frate. Hai de capul nostru. Hai de capul nostru. Bă, fulgeră, bă. Nu e bine, nu e a bună. Bine! Cred că a căzut. Ești bine, viața mea. Aude șpandă aici, ce e cu el? Cer eu scuze. E plin omul meu de nămol. Doamne, nu vă imaginați cum arată aici. Cu nămoalele astea. Deci ăsta e scenariul perfect în care să vă zic de downhill assist. Că știți foarte bine cât de mult mă chinuiam să țin turată 2-3% pe overlandul vechi. E diferit puțin. E altceva. E altceva. Cabeza, cabeza. Bă, ai căzut? Why you always lying?
Ia-l-o. Bă, ce s-a întâmplat azi, bă? Mi-e frig. Cu cât ai geaca, frate? Cu cât ai geaca? Ia uite, băi! Ia bă, să pun, băi! Stai-mi așa! Ia uite ce e pe el! Alea nu mai ies la mașina de spălat! Ies doar la aia de călcat, dacă o lași mult pe ele! Vreți să facem pauză aici, că nu ne plouă? Ia uite, bă, ce-a sărit, băi! Mamă, ce-a sărit Andrei acolo, ești nebun, era dat capul în nori! Ăla e, e la ea, e la ea! E la ea! Se riscante și bălțile, la fel ca și frunzele, poate să ascundă barta-i groapa și trebuie să te ții bine de vehicul, de utilaj. Iau ce e aici, aude. Aude cum trece, bă, cap în brânză, mă, cap în brânză. Bă, frate, bă, cum trage ATV-ul ăsta. Îl simt că vrea să fie delimitat. Salut, domnule! Să ne mai revedem pe off-road când nu plouă. I-am pus folie PPF pe farul lui Claudiu și pe instrument cluster și lui ZK i-am pus la fel pe instrument cluster și deasupra acolo unde are martorii. Mi-a rămas mie niște folie și am zis să fac un bine frumos. Ați văzut cu câți copii m-am întâlnit, băi, vă salut pe această cale și vă mulțumesc că vă uitați la mine. Fiți și voi ca ei, dați și voi subscribe, dați și voi cu notificările pornite și cu like și cu comentariu. Urmează să vină la giveaway un GoPro 12 la începutul lunii august. Giveaway cu folie de la S92 să vă protejați și voi ATV-ul de ce mă întrebați. Și stați liniștiți că știu că sunt curioși, vom da giveaway și GoPro 13. Ok? Și nu numai unul. Tot ce vă rog este să faceți ce vă zic eu mereu. Comentariu, like, subscribe, la 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 la. Mulțumesc și vouă că vă uitați la mine. Să trăiți, să aveți spor. Ce e mai aici? Nu știu ce e, dar îi dau toată. Aoleu, ce ploaie a venit, bă! Mamă, na, nu pot să vă descriu cât de mult doare, dar nu vreau să cetine. Ba da, voi cetine, nu mai pot. Nu mai pot, stau așa. Îmi intră în gură și în buze și mă doamnă și... Mamă, sparg oalele, mamă! Lui! Ia, a căzut ăsta, micu, bă. Bă, ești nebun la cap. Bă! Băi, bă! Stai repede. Hai că e bine, l-am văzut că s-a ridicat. Doamne, a dispărut într-o dată. Ești ok? Lasă-l ușor. Ia vezi, mă, mâncați. Zici, ai pățit, ce te doare, ce ăla? N-are nimic, auzi? Hai să te luăm pe tine sus ca să stai întins acolo. Ia-i casca ușor, revinoți. Mamă, să-mi bag picioarele, frate. Păi da, asta și noi în papuci, în puii mei. Lasă-l ATV-ul, lasă-l, că n-are nimic ATV-ul. N-are nimic, dă-l în măsa. Îl luăm, nu te lăsăm singur, stai liniștit. Nu înțelegeți, trebuie să-l luăm de aici, acu. Că ne descurcăm noi după aia de ATV-ul, n-are ce căuta să mai împing ATV-ul. Ia-o pe la Claudiu, dar ușor de tot. Spune-mi dacă amețești. Lasă nasul, că acum ai adrenalină. Încearcă mai întâi, ia vezi, picior, mâini. Amețești? Stai drept. Lasă-mă o leacă, mă, frate, să mă uit. Ia uite, bă, cu protecție pe el, bravo tot. Haideți că a rămas jos fără baterie. Asta e casca, uitați cum arată, cât de importantă este casca, da? Cel mai important dintre toate este că Zeca este bine. I-a dat o leacă sângele pe nas, de la impact, probabil. Și mai are doar aici o chestie roșie, să zic așa. Cam asta e. Omul are și armură. ATV-ul în care am rămas aici, am ajuns la concluzia că cel mai bine vine un... Ce vine, frate? Tractor, ceva? Un tractor, să încercăm să vedem cum îl luăm de aici. Vă mai țin la curent. Ce neaba să mai zicem? Asta e, aveți grijă. Haideți că până ne vine nouă tractorul, a venit Alex și tragem cu un CF Moto de 520L. Ia uite. Așa sară, așa arată situația. E ca nou. Doar coarnele. Ce zici, mă, ATV-ul tău ăsta nou? Ce ți-am zis, mă? Da, mă, CF-ul e CF-ul tău. Bă, ce mă bucur că are nimic.
Băi, ești nebun, nici LED bar-ul n-are nimic. Da, mă, LED bar-ul chiar n-are nimic. Uite cum arată, n-are nici un mol pe el. Ia uite-l, nou. Nou. Bă, am luat acea ceapă stricată. Și au fost și niște gunoaie care au aruncat gunoaiele astea, inclusiv cioburile alea. Nu pot să înțeleg așa ceva. Bă, ce mă bucur, bă, că n-are nimic. Vedeți voi, aici este extrem de moale și de-aia a scăpat nevătămat ATV-ul. E un sutien? Doamne ferește, așa ceva. Ia vezi că ți-aruncă ăsta. Păi, dar trebuie să te poziționezi aici, așa. Wow, 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 be careful. Be careful, ia uite cum arăt, tată. În neutru, tată. Frâna de picior, tată. Așa. Tragem o leacă în coa. Cred că e suficient, Claudiu. Ți s-au înroșit o leacă genunchi. De dorul ATV-ului. A zis, Dan, a zis Zeca, de fapt, că îl delimitează, că asta e curbă de 90. De 90? De 100? Inadmisibil! Azi că genunchierei trebuie atâta tot. Haideți că încercăm să-l pornim, că nu îl trage așa. Și nici nu-mi vine să pun și eu ATV-ul meu, că mie să nu-i rupe naiba trollul ăla, ne dăm cap cu el. Că îl țin crăcile astea. By the way, când a căzut Zeca, atunci pe moment, ne-am speriat și am coborât toți, numai că el e singurul care avea ghete. Am călcat pe lângă cioburi, fraților, și eu și Andrei. Ceva groaznic. Am avut mare noroc. Bă, ești nebun la sfer, mă! A ce miroase ăla? A ulei? Bine că nu s-a rupt direcția, ceva, adică... Se încearcă o șustă un off-road, de fapt, pe roți. E blocat diferențialul, cred că dă... rămâne o roată. Ia uite-o borcanul cu miere, bă, frate. Extraordinar. Ia uite-o. Wow, wow, wow! Be careful! Nii! Rău, e rău! Ia mărăcinele ăla, bă, mâncați-i gura ta! Ia prugul ăla! Ce o aveam? Ia la leacă tu, Claudiu, că ai mănuși. E la ea, e la ea. Pune-te pe el. Pune-te acolo. Pune-te ca contra greutate. Mamă, o ia, o ia, mă, o ia, o ia, mă, o ia. O ia, oh, 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 be careful, oh, God. Ha, mă, trece așa, mă, dă-i, mă, tare. Uitați-vă cum am mâinile, vă rog frumos. Dacă vreți un CF bun aici la ZK, nu l-a scos în garaj. Ia uite, bă, bă. L-a luat de ciupe, bă. E la ea. Bă, aveți grijă la oi, mă, că se atrag la oi. Să vedem ce face acolo, uite cum arată. Ăla e! Hey, yo, what the fuck? Cred că o să o iau undeva pe acolo, iese pe aici, hai că vedem. O rezolvăm. Mișto, pompierii ne-au întrebat dacă avem nevoie de ajutor. S-a întors și Andrei, vedem dacă mai vine tractorul, să trăiți. Ia zi, tată, ce-i reajuns acolo? Greu. Viața e grea, frate, mai ales jos. Ce ai, luat mâncare, sperăm, nu? Ce e asta? Păi ce crezi că mă încape pe mine ceva de aici, mă? Aha. 60. Sunt un bărbat cel mai lustos în or și frumos. Ce-ai zis, mă? Crezi că ai un ciob în picior. Gata, fraților, s-a recuperat ATV-ul. N-are absolut nimic. Ăsta a zis că așa era. LED bar-ul e intact, n-are pic de nămol pe el. Ghidonul este puțin strâmb, a se observa. Să verificăm filtrul de aer. Filtrul de aer, nu? Așa, verificăm filtrul de aer să fie ok. Și ăsta e spatele, e ca nou. Chiar nu are nimic, v-am zis că era foarte, foarte moale acolo. 10.000 de euro la preț, da. Ca pupa sutienul. S-a verificat filtrul de aer, nu are absolut nimic. Vedeți cum arată.
frumos. Are surme vechi, s-au dus ca în față, o să stragă mai mult fața acum. Dă-i frate și mergi ușor că sare draș pe el. Asta a fost, fraților, ați văzut, totul all good. Încheiem vlogul aici. Nu, o să mergem foarte încet ca să mai reculeagă și Zeca. ATV-ul, după cum v-am arătat de pe telefon, este doar strâmb ghidonul și atâta tot, n-are absolut nimic, n-a pupat LED bar-ul. Ia uite, bă, ce drace are CF-ul la 2000 pe el, ce frumos se aude. Îi dăm spre casă, mulțumim din suflet că v-ați uitat și la acest vlog. Nu uitați, aveți mereu grijă, întotdeauna cască, echipament, nu faceți ca mine, pentru că eu chiar am ieșit să mă plimb o leacă cu ăsta. Fiind limitat, n-am ce să fac mare lucru. Până data viitoare, aveți grijă de voi, dați cât mai multe comentarii, like, subscribe, pentru că vin vloguri din ce în ce mai des, după cum vedeți, pentru că faceți treaba asta. Vă mulțumesc. Take care. În câteva zile este ziua de naștere a lui Zeca. Eu o să-i dau ghidonul flex, dar ce voiam să vă rog este să vă duceți la el pe YouTube, să-i dați un subscribe de ziua lui și pentru căzătura asta, pentru că omului chiar îi place off-road-ul, îi plac ATV-urile și îi place să se țină și de treabă. Așa că noi, dacă avem cea mai tare comunitate și este cea mai tare comunitate, nu spun doar așa, haideți să-i dăm un subscribe, să-i facem o surpriză. Acesta este ghidonul care va ajunge la el, ghidonul care era pe Georgiana. Uite-l bine chiar acum, haideți să-i facem surpriză. Auză-l, auză-l. El știe să-l și meșterească și așa mai departe. Hai să vedem, ia uite-l. Ia uite-l. Ești nou! ATV-ul nou, la mulți ani, ghidon flex. Și-a plecat. Ia să vedem, ia să vedem dacă merge aici. Uite-l, mă, frate, aceeași mărime, mă. Vezi, mă? Uite, are ghidonul strâmb, vedeți? Ăsta e singurul care i s-a întâmplat acolo jos, acolo la tamponare. Am zis tuturor să meargă la tine să dea un subscribe pentru alergarea aia, pentru aterizarea aia forțată, cum ai zis tu. A venit pe la mine, ne apucăm de vlog, pentru că și la el pe YouTube puteți vedea din perspectiva lui ceea ce s-a întâmplat. Let's go!